Cum era Cornel Dinu? Genial. Ce ai învățat de la el? Că acum ești și antrenor. Pot să spun, eu am avut și am o relație cu Nea Cornel și în afara stadionului. În momentul când mi s-a descoperit hepatita C, Nea Cornel Dinu, marele Cornel Dinu, se scola în fiecare dimineață, la 6 dimineața veneam, o lua de acasă și mă plimba prin toate spitalele din București. Pentru că nu ținea la mine numai ca jucătorul Florentin Petri. Eram unul dintre copiii lui care mă iubeau necondiționat. Pentru că, bine, și eu îi ofeream tot ce avea nevoie. Pentru că în momentul la mine, când antrenamentul era război, meciul era război, la mine nu exista, am obosit, nu pot să alerg astăzi, îmi luam piciorul frumos, mă durea o gleznă, un genunchi, nu conta. Îl luam în spate și mergeam mai departe.